Găina bătrână face zeama bună. Atunci când te gândești la mari inventatori români, îți vin în minte nume ca Henri Coandă sau Petrache Poenaru. Dar alături de ei ar trebui să fie și numele următorului invitat. Nu de alta, dar invenția ei din 1981 aduce zilnic bucurie în farfuriile a milioane de români. Doamnelor și domnilor, creatoarea ciorbei rădăuțene, Cornelia Dumitrescu! Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Rețeta dumneavoastră de ciorbă de pui a făcut în conjurul lumii. Ajutați-ne, vă rog, să ne lămurim cu o chestie. Dă o găină bătrână un gust mai bun ciorbei? Da, sigur că da. Știința spune că țesutul adipos și cartilajele unei găini mature produc mai mult colagen prin fierbere, iar asta înseamnă mai mult gust și o textură mai plăcută. Dar ne vom da seama dacă sesizăm diferența dintre cele două printr-un experiment. Vrem nu doar una, ci două ciorbe rădăuțene, unde singura diferență să fie carnea folosită. O găină bătrână, iar aici avem o găină nebătrână. Și dacă nu aveți, nu știu, pui de țară pe balcon, puteți folosi pui de la filiera calității de la Carrefour. Începem gătitul! Punem smântână, făină, oțet, ouăle. Nu punem albuș. Și acum, strecuratul! Și acum, carnea, găina bătrână, în oala albastră și în oala roșie intră găina nebătrână. 5 minute. Găina bătrână, știu, o găină mai tânără, oala, eurica, ciorbă rădăuțeană de la însăși creatoarea ei.